Iablanca, sat de Codru din împrejurimea Vârșețului, cu populație mixtă, în marea majoritate români și sârbi, este situat într-o zonă pitorescă de dealuri și coline. De sute de ani, localnicii se ocupă cu cultivarea pământului, viticultura și creșterea animalelor. Pe atunci, munceau din greu, în timp ce astăzi sătenii dispun de mașini agricole moderne. Din păcate, în ultimele decenii ale secolului trecut, numărul locuitorilor s-a micșorat simțitor. Motive sunt mai multe. Pe vremuri, în jurul bisericii pulsa viața întregului sat. Astăzi, parcă veghind la traiul iăbucenilor, strălucesc în soare cele două biserici ale satului, cea românească și cea sârbească. Biserica românească se află în vârful unui delușor. Când o privești, ai impresia că natura a creat acel loc special pentru locașul sfânt. Frumuseții și măreției acestui colț de rai îi se adaugă și valoarea istorică. Prima biserică care a existat la noi în sat a fost o biserică de bârne care a fost adusă din satul Vrăjia, din România, în anul 1760 și ceva. A fost demontată în Vrăjia și s-a adus, s-a montat aici. Până atunci, după cât eu știu, nu a existat biserică în satul nostru. La această biserică s-a făcut slujba, au făcut slujba și românii și sârbii la oaltă, pentru că aici întotdeauna au trăit și români și sârbi. Cam două treimi români și o treime sârbi. Această biserică de bârne a slujit sătenilor până prin anul 1845, când credincioșii s-au hotărât să facă o biserică nouă și au făcut această biserică, care în vremurile de astăzi este Biserica Românească. Unde s-a slujit la fel, la oaltă, au fost și românii și sârbii. Din 1845 până în 1899, când sârbii au hotărât să-și zidească altă biserică unde vor fi ei singuri. La ora actuală, la biserica noastră, este preot Cornel Juică, originar din Voivodinț, care face slujbele bisericești în Iablanca, dar mai face și în Mesici și în Sălcița. Nu ne putem lăuda că avem mulți credincioși care vin regulat la biserică, sunt într-un număr destul de mic, în jur de 10 la o slujbă bisericească sau până la 15, cu excepție la sărbătorile mai mari, când vine mai multă lume. Dar cred că asta se întâmplă în aproape toate satele de la noi. La biserică am avut și oastea Domnului, care a funcționat timp de vreo 20 de ani, dar din păcate multe din membrele acestei organizații au murit sau din alte motive nu mai pot să fie, așa că oastea Domnului la ora actuală nu mai funcționează. În grai și cu dragostea unui iabucean adevărat, Lazar Novac, cunoscutul nostru rapsod popular, ne-a povestit despre istoriatul satului, cum a fost odinioară și cum se trăiește astăzi la Iablanca. Prima dată satul nostru se amintește prin anul 1390 și încă o dată în 1938. Asta se găsește în scris de Felix Mielecher, care a fost un istoric foarte, foarte apreciat aici, care s-a ocupat și cu arheologia și un om de mare valoare, care a amintit că Iablanca s-o, ca și sacii de împrejur, cum e Sălșița, Mesiciu, Marcovețul și mai departe. După aceea a fost o perioadă când nu s-a prea lăsat scris în istorie nici aproape nimic despre locurile așa, despre sacii așa. Până când, prin anii 1700 și 13-14, se amintește că Iablanca a avut undeva la 15 case. Nu se amintește dar au fost români sau sârbi, despre asta nu știm. Mai departe s-a întâmplat ca aici să vină vreo 20 de familii de români din Vrăjie, din actuală România, după graniță, dar sunt aproape de noi, însăs, peste graniță. Nici asta nu știm precis care familii, cu ce pronume au venit. Am avut unele întruniri cu ei și ne-au promis cineva că o să găsească undeva, parcă au rămas scris undeva
care familii au venit aici cu ce pronume, dar până acum nu am reușit să ajungem la Dacia. Prin anii aia au început locuitorii, nu numai din satul nostru, numai din toate satele din împrejur, să crească drastic numărul locuitorilor, ca o expansie a fost. Așa că deja prin anii 820-30, de când este alte dace scrise, mult mai multe, să știe că au fost undeva la 180 de numere în Ia Blanca. Mi se pare că prestă 1000 de locuitori. Din unii dace care eu le-am la îndemână, care l-am scos din arhiva, adică frații meu Gheorghe, l-am scos din arhiva istorică din Biserica Albă, unii protocoale care au fost duse de la biserică, de la bisericii noștri, pentru că atunci au fost bisericii la un loc, și am ajuns la unii dace și la unii lucruri care sunt foarte interesante pentru noi. Și am putut să facem un fel de studiu, eu mă ocup de 3-4 ani cu asta, și un fel de studiu genetic, să spun așa. Nu e chiar, să nu spun că e științific, dar totuși, cunoscând familiile și locuitorii din satul ăsta, eu am avut cum să mă leg de documentele alea și cum să fac un întreg, așa ca să pot, de exemplu, la fiecare să-i spun arborele genealogic sau să-i fac arborele genealogic cu undeva cu 10 generații sau chiar și 12 și chiar și 13 generații. Având la dispoziție materialul ăsta pe care l-am, am ajuns la o constatare că la Ia Blanca au trăit la oaltă și românii și sârbii, dar după așa ce le-am eu, întotdeauna au fost mai mulți români, undeva la 2-3, ca și în zilele de astăzi. Tot cam așa a fost raportul. Au fost și țigani sau romi care s-au declarat a fi români, care au și avut pronume românesc, cum e Vasilie, cum e Gruia, cum e Radu și așa mai departe. Ei au trăit la oaltă, au slujit, au făcut slujbile bisericești în aceleași biserici până când s-au despărțit. Despre români pot să vă spun că au predominat pronumele Novac, Barbu, ei au fost cei mai numeroși, apoi au fost Bălan, au fost Bojin, Savu, Ranisau, Sunea și așa mai departe. Mi-au fost poate vreo 10-15 pronume care cu timpul au dispărut, adică au ei familii care sunt urmași, însă au venit gineri în casă și nu mai există pronumele ăla. De la sârbi au fost cei mai numeroși rabiați. Au fost și Popovici, au fost și Ilin, Mihailovici, Lazin și așa mai departe. Despre comunitatea locală, problemele cu care se confruntă și planurile de viitor, am aflat de la membrul Consiliului Local, Ionel Ivașcu. Sunt membru al comunității locale Ia Blanca și pot să spun că am avut o perioadă foarte reușită. Am asfaltat străzile, am adus apaductul, curentul electric s-a făcut să fie mai bun. Ne-a rămas doar să facem drumul spre Morminți, să aranjăm căminul cultural, care din păcate de 4 ani de zile proiectul nu s-a realizat. Tot ne-au promis bani, dar bani nu sunt ajuns. Avem tineri care sunt puțini, dar activează cu folclorul și n-au unde să facă probele. Fac în sala de fizicultură sau de educație fizică, cum să spunem, a școlii elementare. Așa că ne-a rămas să facem terenul de mini-fotbal și drumul spre Morminți. Alea sunt deocamdată pre viitor proiectele principale care ar trebui să le realizăm cu ajutorul guvernului sau, nu știu eu, a comunei Vârșeț, care deocamdată au rămas numai ca promisiuni. Unul dintre copiii cu care se mândresc localnici este și Gabriel Ivașcu, deținătorul unor premii valoroase. Mie îmi place să mă ocup cu muzica. Sunt anul 4 la școala de muzică din Vârșeț, cânt în clarinet.
Dragoste de muzică am moștenit-o de la bunicul meu, marele interpret român Lazar Novac. Intenționez și mai departe să mă ocup de cântecul românesc. Eu am participat la Festivalul Copiilor, am obținut premiul 2 ca solist vocal. Pe vremuri, la Iablanca a trăit și un spahiu, în acele timpuri el deținând terenuri agricole și multe moșii în zonă. La noi în sat a fost un mare proprietar, spăie, așa i-a zis la noi, sau spahie, a fost doctor Nicolae Singer. Dar mi se pare că ei au cumpărat această avere de la alții, așa că două familii au fost. Și cum s-a întâmplat cu toți, ei nu mai există acum, nu știu, li s-a luat averele și în locul unde e casa aia, unde ei au trăit, acum e școala cu 4 ani, unde frecventează copii. Ne aflăm în fața casei a cunoscutului scriitor român Ion Bălan, care este originar din Iablanca și s-a născut în anul 1925, iar a murit în anul 1976. După moartea lui, casa a rămas pustie. Casa aceasta, după cum vedeți, a devenit o ruină, deoarece este un monument foarte important pentru satul acesta. Și noi, ca comunitatea locală, avem un proiect pentru casa aceasta cu ajutorul, care să fie un proiect ca să se renoveze în memoria lui Ion Bălan, casa aceasta să devină un monument cultural în Iablanca. La ora actuală, în Iablanca trăiesc sub 300 de locuitori, ceea ce este foarte jalnic, știind că prin anul 1880, la recensământul din 1881, în Iablanca au fost aproape 2500 de locuitori. Sau numărul cel mai mare de casă a fost 336. Acum suntem 50 de familii de români și vreo 20 de familii de sârbi. Asta e tot ce au mai rămas. Un țăran român, localnic, Avram Putnic, se ocupă de pictura naivă de-a lungul anilor, încă din tinerețe. El nu a frecventat școli de artă, ci și-a constituit în stil propriu atât viziunea cât și mijloacele de exprimare plastică. O mare parte din picturile lui sunt dominate de motive religioase. Primul m-a interesant, încă de copil mic m-a plăcut să făceam până nou. Am mers la școală, 3 lucruri mai tare m-au plăcut, pot să spun, fotbalul, și tăiaturile și deseamnul. Și pampara, absolut, ca pamparist, așa m-a plăcut. Și, cum să spun, primul Mihai Condal, îl știți? Da, sigur că știți. El m-a fost coleg bun, el Mirte Danciu, Mirte asta este în București, al Pupa Danciu. Și lui ca Cornelie, tata lui Mihai Condal, el a fost arhitect, inginer și mehanic de mașini, cum a avut și moara lor. Și atunci mi-a dat o icoană Presfântul Nicolae. Sunt semn și eu și Mihai Marchiț. E, dar n-am spus că care a cui. Și atunci el a venit după ce am desemnat noi și s-a uitat și că asta mai mult corespunde decât aia la altă. Ea, dar aia așa mi-a fost. Ei mai am rămas cu tehnica aia, cu învățământul, că el s-a dus la școală, mai departe eu a trebuit cu marba, sărași am fost cu voi să mă duc, decât că nu a fost depus facultatea de profesor la Beograd, atunci el s-a dus și sâmbătă au venit, când au venit direct la mine, au venit și m-au spus tot, toate măsurile cum trebuie să fie omul, tot parcă m-a predat și el mie cum mi-a predat profesorul lui. Așa tot la fel și el mie m-a predat și eu tot aia am înțeles, deloc m-a plăcut toate măsurile alea și tot cum se lucru și tot, încă m-a adus de izlojbă în 62 ani cu ale naive pictorițele alea din Uzdini, m-a dat și material și a avut el și pânza și culori și tot m-a dat ulei, tot ce a trebuit ca să duc și eu cu ei. Și așa că am făcut o icoană. Dar am avut, m-a plăcut ce am văzut, am desemnat. Eram mai tânăr pe atunci, m-am uitat la fața omului, copii.